slab în Rusia, la Rotor Volgograd. Intervenția lui Marius Constantin, Papezită și este 1-0 pentru echipa din Mediaș. Greșeală copilărească, înscrie Ronaldo Deaconu. 1-0 pentru Gaz Metan din minutul 3. A treia reușită a lui Deaconu, care este cel mai bun pasator din campionatul nostru. 6 asisturi. Al treilea gol al sezonului, mai ajuns o dublă contra lui Dinamo, două goluri spectaculoase cu șuturi din afara careului. Dar ce greșeală fac Marius Constantin și Pap, este neverosimil. Ronaldo Deaconu, fotbalist care a făcut o parte din juniorat în Olanda și a depus memoriu și l-a retras, este unul dintre fericiții jucători din Liga 1 care nu au probleme financiare, provine dintr-o familie foarte înstărită. El și-a depus însă memoriu pentru a atrage atenția asupra situației echipei, în ce din urmă și l-a retras. Greșeală uriașă a celor doi